grup de voluntari de la organizația Salvați Copiii, o filială din Botoșane a organizației din Suceava, care la rândul ei este o ramură a organizației naționale Salvați Copiii, desfășoară un proiect la Botoșani și v-aș ruga, doamna profesoară, ca să ne-l prezentați. Da, proiectul se numește Fiecare Copil Contează, este în al doilea an de desfășurare. Scopul acestui proiect este de a reduce mortalitatea infantilă în județul nostru, pornindu-se de la statisticile care spun că România este pe primul loc, deloc onorant, la mortalitate din Europa. Iar Botoșaniul este primul în țară. Scopul deci este să reducem cu 15% mortalitatea infantilă până în 2015. În cadrul acestui proiect sunt implicați toți voluntarii cotizanți și nu numai, deci elevi și cadre didactice.